Mulțumesc frumos! Eternul și fascinantul, da, cum spune USR-ul, vă că vă place foarte mult de Simion, eternul personaj care lipsește exact atunci când ar trebui să facă opoziție, după cum vedem, v-a lăsat liniștit să vă adoptați bugetul. Domnule prim-ministru, ce să vă spun? Felicitări, pentru că de la anul va trebui să măriți taxele și impozitele și tot ăia proștii la care apelați pentru voturi o să suporte consecințele. Bugetul dumneavoastră, din păcate, este neconstituțional, este ilegal. V-am spus de nenumărate ori și v-am trimis nenumărate notificări și memorii și ați ajuns la aceeași concluzie cu acele ordonanțe de urgență în care făceați pe mine mincinoasă ordinară. Se pare că în acest parlament este foarte corect să înjuri femeile, este foarte corect să faci acte de agresiune asupra femeilor și de curând avem un coleg care își dorește agresiune sexuală asupra unei colege. Ce să-i spunem? Vine Crăciunul, poate de aceea și violul de la școala de vară. Aur, grupul a avut același efect. Trebuia să faceți, domnule prim-ministru, vă propun pentru data viitoare, buget pentru agresorii sexuali și pentru violatori cu niște închisori special făcute pentru ei, că tot a făcut o felul de comisii. Însă vă spun un lucru. Ceea ce s-a întâmplat aici a fost un aranjament, poate dumneavoastră nu știți, dar dânsii știu, între grupul AUR, o opoziție controlată a sistemului, și sistemul avea nevoie doar de teatru ieftin. Mulțumesc!